După ce a luat decizia și hotărârea de a se retrage din lumina reflectoarelor, a ajuns să facă un lucru la care nici nu te gândeai. Da? Este vorba despre nimeni alta decât Simona Suhoi. Da? Da. Și ce crezi că face cu un cuțit în mai puțin de 20 de minute? Doamne, sper să facă ce nu, adică ce trebuie. Ce trebuie, da? Ce trebuie. Este cu siguranță ceva bine și frumos, dar mai multe ne spune Simona. Te pupăm, Simona! O pupăm pe Simona! Te pupăm, Simona! Bună, bine v-am regăsit. Ce mai faci, Simona? Cam serioasă, Simona. Ce e cu tine de serioasă așa? E la Polonia, atentă. Bine, a parcat acum. Deci credem că sunt exact, am parcat undeva pe stradă. Am înțeles. Simona, lămurește-mă, că Natalia m-a speriat astăzi. Ce faci cu un cuțit în 20 de minute și iese și treabă bună și este și meserie, practic? Că pe mine m-a luat inima. Și faci și bani din asta. Și faci și bani. Asta e și mai rău. Poți să faci multe. Poți să gătești, poți să pictezi. Dar uite, eu mi-am găsit o metodă de terapie, să spunem așa, nu știu, de relaxare. Știu că tu pictai într-o perioadă, nu? Da, eu când am avut activitatea cu prezentările, cu hainele, cu rochile, nu cred că sunt departe nici de zona aia, că și atunci tot trebuia să desenezi, să faci... Da, noi vedem ceea ce tu realizezi acum în imagini, faci o treabă eu foarte... Nu nimic, da, spun eu că văd și ceva foarte frumos și se vede că ești foarte pricepută și talentată. Faci bani din chestia asta, din treaba asta, ies bănuți? Nu e vorba de bani, eu nu am făcut niciodată, mai ales pasiunile mele, astea sunt niște pasiuni. Da, ai putea să le fructifici, nu? Și să faci, poate, zic. Da, nu, asta e această metodă de terapie, de relaxare, de conectare din... Nu, în niciun caz nu m-am gândit. Mă gândeam acum, Simona, nu te-ai gândit niciodată să faci o expoziție, să le vinzi sau să le dai oamenilor? Pentru că cred că are și bani frumoși din talentul. Da, momentan ți-am spus că renovez, vreau să fac... locația mea să fac avantgardist și m-am gândit la mai multe variante și de la asta mi-a venit ideea, după care tot am încercat, am văzut că a ieșit și era mișto și până să continui. Puneai că este o formă și o variantă de terapie. Ce? Adică îți găsești liniștea sau cum? Te relaxează treaba asta poate în zile în care nu te simți foarte bine sau de ce ai nevoie de această terapie? Uite, am avut perioadă în care am simțit nevoia să... nu știu, să fac și asta, să desenez. Bine, eu și cântam la pian, cântam, am zis că am pasiunile mele, normal, dar și am postat pe Facebook. Asta mi-a trebuit că, normal, am primit reacții pozitive, ce să spun. Asta e minunat până la urmă. Și mă gândesc că poate pe viitor, poate voi face. Nu știu, nu, momentan nu știu ce să spun... Iată, tu și cântai și pictezi, știu că ai și afaceri, nu? Îți merg afacerile? Cum e perioada asta pentru afacerile tale, pentru business-urile tale? Sincer să fiu, e așa și așa, nu știu ce să spun, nu e normal, pentru că toată lumea cred că e greu. Așa este. Sunt o grămadă de impedimente și cu angajații, mă rog. Știm cu toții, cu vaccinare. Dar totuși vin ceva bănuți, pentru că bănuiesc că trebuie să te întreții din ceva. Acolo nu e problemă, stai liniștit. Ideea e că activitatea trebuie să fie ok, dar eu cred că o să treacă și perioada asta și să fie, o să deschid și în alte zonă, contează și zona în care... E adevărat. Simona, noi îți dorim succes cu orice ți-ai dorit să faci, și cu pictură, și cu afaceri, și cu tot ce, și cu muzică. Și să nu mai, nu știu, și n-altă impulsază, nu la vorba, că sunt așa și m-am luat aici. Pare liniștită, pare așa mai serioasă decât de obicei. Pare liniștită și în lumea ta, ceea ce este foarte bine. Îți mulțumim foarte mult pentru discuția de azi.